Așa, bună ziua, dragii mei prieteni, am citit acum ultima postare, că dacă societatea civilă este de acord să fie demis Stoianoglu, procurorul general. Oameni buni, cea mai importantă funcție în stat, asta există, procurorul general. Toate lepădăturile de procuror general care au fost Harujan, până la Stoianoglu inclusiv, cine era acolo, Zubco, pe urmă cine mai fost, nu mai țin minte, mai e pe fiecare, că s-au schimbat toți ca ăștia. Ei atâtea dosare au fabricat și atâtea dosare ne-au fabricat țara asta și ne-au fugărit din țara asta, că ei au avut un scop oarecare. Credeți-mă și vă spun eu, ei nu degeaba, toată lumea, voi n-aveți idee câte lume-i fugită din cauza procurorilor generali. Din cauza procurorilor generali, pentru că noi și a Consiliului Superior a Magistraturii. Pentru că noi scriem plângeri, dar ei nu sunt pedepsiți. Doar eu v-am arătat fiica cu Șubeica, două filmări cu Șubeica, fiica, el este Victor Ababi, care stă bine în comisia și ei acolo, disciplină de o comisie, de crem pe și comisie, câte comisii iau, voi nu aveți idee. Și stă bine mersi în comisia și ei, și fixa Olga Casian, cu două șubi din orcă, la vârsta ei, cu bărbatul procuror, cu tatăl procuror, în Procuratura Generală, și nu li se întâmplă nimic. Oameni buni, cea mai importantă funcție în stat, asta este Procuratura Generală, Procurorul General. Ei trebuie să plece toți Stoianoglu, cu toți șefii, Trebuie să-i plece toți șefii, inclusiv toți, vă spun eu pe rând, Igor Popa, lipădătura asta care șede la noi la Ciocană până în ziua de azi, voi distribuiți și scriți mesaje. Trebuie să plece toți procurorii, Igor Popa, criminalul ăsta, încă se află încă la Ciocană, încă în continuare, la șefii. Oleg Afanasiy, îi dintr-un sat de la Milești Mici împreună cu Ruslan Popov, Mircea Roșuoru, stă Mircea Roșuoru în comisia la Consiliul Superior a Procurorilor. De când stă râsul și de Angela Motuzoc, v-am arătat-o, care e cheltuie bani publici și nu li se întâmplă nimic. Trebuie toți să plece, toți la dubă, toți. E așa de mult, Dimitrie, procurorul general și împreună cu dânsul toți șefii, toți. De când ședeți la Rășcanovcă? Nu fac niciunul nimic, niciun procuror nu face nimic. Noi, dacă să avem procuratură, ei hoții ori stă la pușcărie. Dacă nu să avem procuratură, hoții nu o să stăie niciodată la pușcărie. Platon a fugit și face chinouri prin Anglia. Dar Platon are sași cu bani. El poate să nu lucreze o viață întreagă. Țineți minte cum mi-a spus la ducea la Protev, că el are sași cu bani, el n-are jucărele. Noi trebuie să scăpăm de procurorul general. Dacă scăpăm de procurorul general, să avem un procuror cum scade, a poporului să știe. Să te duci și te plângi pe procuror că fabrică dosare și să știe pedepsit așa care fabrică dosare. Noi în deopște nu avem nevoie, noi trebuie să știe dosare electronice. Noi doar v-am spus în campanie electorală, dosare electronice, eu cât am luptat. Pentru ce am luptat eu? Articolul ăsta 287 alineatul 1, care ieri s-a discutat chiar în deopște, tot articolul 287 trebuie să dăi la vale, vă înțelegeți ori nu? Asta eu bătă, am discutat cu Chiriac, deputatul Chiriac, acum de la PAS, s-a discutat cu dânsul și am spus, dar faceți odată să scăpăm de articolul 287, alineatul 287. Asta e articol învechit din Uniunea Sovietică. Eu vă spun că eu n-am studii juridice. Și ce a făcut domnica Manole? Absolut nimic. O luat cuvintele cinism și încă nu și-o mai luat acolo obrăznicii. Și Maria Ierhan, cacaita Maria Ierhan este, care scrie, năcăneți-te olarul n-a să urle. Articolul huliganism, asta când tu te bați în stradă, așa la este huliganism. Într-o cafenea intri și te bați, nu te bate. Atunci este huliganism. Și să îndeopște un cuvânt huliganism, eu nu știu, ăsta e huligan din limba rusă. Eu nu știu cine l-a tradus cuvântul huliganism. Eu am fost bătută de un râs de polițist. Eu am fost bătută de polițist și am strigat în gura mare pentru articolul și am spus tăi să dau două palme, cine cu nanașul să bat? Asta nu-i huliganism. Huliganismul e persoane necunoscute. Că te-ai întâlnit cu cineva în stradă și te-ai dat două la bot. E că atunci e huliganism.
Acela e articolul 287. Și este mai puțin grav și este, că dacă dea mai grav, se duce în articolul 151, 152, 145, moarte. Când omoară omul, e 145 articol. 152, de acolo e, nu sunt așa de grave, dar 151 când e rupt schinarea, e rupt ceva și l-a lăsat pe viață, invalid, atunci e 151. Și vă spun, scrieți și distribuiți filmul. Noi avem nevoie de alt procuror general. Aici nu a făcut nimic, decât a dat drumul lui Filat, al ține pe Ruslan Popov în dreapta lui, Ruslan Popov, viceprocurorul lui Stoianoglu, care stă foarte bine. V-am arătat frigiderul lui de la Mileștii Mici. Oleg Afanasii e omul de la Mileștii Mici și o încărc de procurori de Mileștii Mici, oameni buni. Dar Ruslan Popov este boierul din vârful dealului de la Mileștii Mici. Care om nu știe în Mileștii Mici de dânsul și spune, toată lumea spune, pșticotare, râsul ăsta când a fi dat jos de Ruslan Popov. Boierul din vârful dealului. Dar așa e Maria Ierhan, care e strigă că Maria Olar nu a mai urlat. Maria Olar v-a făcut o leagă de schimbări în țara asta. V-am arătat lucrurile pe nume, v-am arătat cât se face în țara asta ca să ajungă la guvernare și Maia Sandu-și pas. Am luptat contra lui Dodon, dar nu cum îmi spune mie Vasile Costiuc, faci chinoș, faci împotriva mea, că eu sunt cu Dodon și cu Șor. Eu bani n-am luat, eu am scris plângeri pe Vasile Costiuc. Să-mi arăt el nici de la care rude eu am luat a lui bani să vină cu dovezi, cu fapte și să arăte. Dar nu să iasă și spui că Maria Olar e condamnată. 287 poți să condamni pe toți. Ascultați ce spune așa Berliba, avocatul. Poți să condamni toată Moldova cu 287. Unde-i asta, frațul lui Oleg Brega, Ghenadii Brega, 287? Unde-i Mătăsarul? 287, aliniatul 1. Eu, 287, aliniatul 1. Oamenii care au luptat, care au vrut să lupte cu sistemul, toți au 287, aliniatul 1. Ceilalți de-am care s-au dat câte două palme, au alineatul 2 și 3, 3 cu armă. Cu armă sau cu un obiect, cu o sapă, cu un hârleț, cu un topor, e tot armă. E armă rece, armă, fel de fel de armă. De atâta, articolul este 287. Asta e și-o făcut acum. Când eu am protestat la Procuratura Generală, dar ei iar de nou 287, alineatul 2. Acolo mai sunt persoane cu mine la dosar. Mai sunt, dar ei ascund. Ei ascund, oameni buni. Asta e de jurne articol. Eu nu știu de ce domnica Manole așa o socotit e și ne-a lăsat cu articolul 287 alineatul 1 în continuare. Să știe. El nu poate să știe. Asta e de jurne. Asta e o bâtă în mână procurorilor și a judecătorilor. Dacă ne budet, Valentina, dobrý день, dacă ne budet justiția na mieste, И не стоит приезжать домой. Потому что если не будет... Дака ну са фии юстиции ин цары, савем прокуратуру кум скаде, са ну фабричи досари пенали ла аша ла команда Юрия, înțelegeți? И фак ши вор полиция, ага, ну ти спус ла полиция, ел ту факу досар пенал. Dar și trebuie să-ți spui, tu trebuie să prezinti în primul rând. De atâta scoateți telefoanele, filmați, arătați, nu aveți frică. Costiu corect. Costiu, că v-a spus, trans-Eric Tur, aici sunt niște criminali. Acolo sunt polițiști, procurori și nana și așa mai departe. INP, trans-Eric Tur, tatăl a fost al lui Laurențiu, tatăl a fost primar la Răuțăl. Ce vreți voi? La Răuțăl, tădeauna sub bălțul a fost banditism. Cine a ținut tădeauna? Cine ține satul? Primarul, polițistul, popa și medicul. Aici te patru oameni importanți în sat, care țin satele. Polițistul, polițistul, primarul, popa și medicul. Sunt patru oameni mari în sat. Înainte era pravlenie, pe timpurile noastre. Tot era pravlenie. Atunci nu era primarul. Primarul nu avea mari puteri. Primarul era nicto atunci. Dar acum este primarul. De atâta eu vă lămuresc și vă spun, distribuiți și puneți... Jos Stoianoglu, jos, jos, noi trebuie să ajutăm să ieșim de luni, toți ieșim la Ministerul Justiției, să cerim. Să cerim, să-l susținem pe Litvinenko și noi vrem jos Procurorul General, jos împreună cu
atât liota lui de Marcel Cimbir la botanică. Cine e Marcel Cimbir la botanică? Marcel Cimbir este genetic, v-am spus, la cel de la Andrie. Ziceți familia, totdeauna uit familia și e. El este generele lui, toți scini cu mătră, nănaș și așa mai departe. Și aici la alții mai de haină vin, vedeți că vin cu verișoare în schinare, cu amante, cu toți, toți sunt. Dar noi avem nevoie să dăm jos procurorul general. Jos Stoianoglu. Jos, noi așteptăm schimbări de la PAS. Untilă. Ginerile lui Untilă, e Marcel Cimbir, procurorul care a primit anul ăsta, de la Stoianoglu, a primit znacioc, medalie. Cel mai bun procuror a anului. De atât eu vă spun și vă spun totdeauna lucrurilor pe nume și nu mă tem. Ectele râsul ăsta, bandiugane, ești ea, ectele care au furat pe timpul lui Filat, ectele să ies la guvernare. Untilă a fost Menda și el a fost la Pele. Noi totdeauna ne-am fugit pe partide. Acolo stă... Tipurile toți, mulți erau clasa mai inteligentă, să zicem așa, mulți toți alergau la Ghimpu. Vedeți Ghimpu cum s-a îmbogățit? Ghimpu putre de bogat. Ghimpu e putre de bogat. Jos Stoianoglu, jos oameni buni, jos Stoianoglu cu toată liota lui. Igor Popa de la Ciocană, Marcel Cimbir de la Botanica, la Râșcanovca. Dar cine e la Buicani? La Buicani procurorul. La Buicani procurorul general, procurorul a fugit. A fost Edic Mașnic, el nu-i. El a fugit. Пока не произошло убийство в Бельцах. Я не слышала, что там произошло, Валентина. Dar noi avem nevoie de un procuror să știe a poporului pentru popor. Noi toți trebuie luni dimineață să știm toți și cu probleme să știm la Ministerul Justiției. Dimineața la ora 8, tăieți la protest la Ministerul Justiției să ne prinească litvinenii. El a spus că o promis că ne prinește pe fiecare să ajungem să arătăm dosarele fabricate. Dar și ce a făcut domnica Manoli cu 287 alineatul 1, chiar îmi pare rău de dânsa. Oboșit prin stradă, o urlat, oboșit prin stradă, i s-o dat dreptul la dașie Marie Erhan. Nu te teme, că oricum eu am să plec. Ia că ai să termină la olari. Nu, pentru protest nimeni n-are drept să-ți facă dosare penale. Cum ori să le facă așa, ori să răspundă. A să vei vremea. Și mai bună vremea să vei după PAS. Credeți-mă. PAS n-a să înțeleagă. Am să mai răbdăm 4 ani de zile, că am răbdat noi 30. Mai răbdăm 4 ani de zile și am să arătăm lucrurilor pe nume. Oricum ne civilizăm, oameni buni. Oricum noi mergem spre civilizație. Dar noi acum jos Stoianoglu. Jos Stoianoglu cu toată liota lui de vice a lui aceea. Primul rând Ruslan Popov jos împreună cu Stoianoglu. Mircea Roșoru jos bandiților, jos talharilor. Noi avem nevoie de un procuror să poată pedepsi, să-i facă un vânt la Valea Piscării, dar nu să șadă Angela Motuzoc acolo, lipădătura și ei cu... Eu de câte ori vă arăt vouă mașina aceea. Angela Motuzoc cheltuie un câr de rubli. Voi nici nu vă închipuiți câți bani cheltuie Angela Motuzoc. Asta e Consiliul Superior a Procurorilor. Consiliul Superior a Procurorilor nu pedepsește nici pe un procuror. V-am spus, unicul procuror care a plecat din sistem, așa, la fuguța răb de la Vali, nimeni nu a știut nicăieri, a plecat putre de bogat. E tot drug de-a lui Costiuc. E Vitali Galeru. Uitați-vă, Andrei Pântea v-am arătat, care a vândut dosarul lui Bulgaru cu 1 milion de euro la Rusia. O luat dosarul și l-a vândut. Și ce s-a întâmplat lui Andrei Pântea? Au șest 4 luni de zile și gata? Vedeți? S-a văzut domnica Manole acolo la Curtea Constituțională și-a uitat. Și-a uitat că eu suferit. Că la deși dosarele lor tăți s-au făcut curate. Tăți care au șest acolo prin... Oboșit, dar la curtea de apel, ei și-au zis. Eu trebuie și eu la Curtea Constituțională. Și ce face ei astăzi la Curtea Constituțională? 287, alineat 1, lucrează avocații. Nu a fost un om. Tăți oamenii sunt condamnați la 287. Tăți oamenii au ani... Dacă nu stă în penitenciar, stă ani de zile, 3 ani, 4 ani de zile, stă uslovnă, înțelegeți ori nu? Condiționat, uslovnă.
trebuie să umbli pe bărbațiune să te iscălești. Cât luptă Mătăsarul cu și el tot are 287 linia 1. Câte proteste au făcut, atâta are dosare penale. Și ce a făcut domnica Manole acum? O dat în gât pe poporul? Că ei stau pentru dânsii. Asta e de jurnă articol. De serviciu, un articol de serviciu cobât în mână. 287 liniatul. 1, 2, 3, 3 este. Pistoletul trebuie să iei. Dar nu... Iată aici. Aici trăiesc. Ei vin la guvernare prin spatele altcuiva. Ei tot stau acum la guvernare. Nu vă gândiți că ei nu sunt. Ei sunt oameni deștepți. Ei stau la guvernare undeva pentru că nu-i trogăitul. Aici deloc nimeni nu l-a atins. Ion Prisăcarul nimeni nu l-a atins. Scriți toți mesaje. Jos Stoianoglu cu toată liota de bandiți, de talhari, de criminali, de procurori. Jos bandiților. Jos talharilor. Va ajunge. Noi trebuie să-l susținem pe Litvinenko, să ieșim, să dăm jos procurorul general. Trezirea moldoveni, nu știu des, nu dorniți că nică nu se întâmplă. Da, dar ei... Da, și tot толку, що красива є страна, і красиві люди, так і зараз талхари криміналь. І зараз талхари криміналь, що і фарті, ну, що якому арси, от кей телефон арси інкалзаска, 100% для сварі, і ще один сварі, і фарті марі сварі, са варит, тимпу вам спус, де іще скриц, що дистрибуїц, а іста жос, то є ноглу, жос бандиці. Ной, чей ме імпортант функцій в стат, аста єсті прокурору генерал. Mai importantă funcție în stat, nu există oameni buni decât procurorul general. Jos cu tăți Igor Popa, banditul ăsta, bandiuganul ăsta de la Ciocana. Voi n-aveți idee și bandiugană Igor Popa de la Ciocana. Sunt bandiți oameni buni. Tăți polițiștii, tăți menții, tăți procurorii, tăți judecătorii, sunt bandiți oameni buni, bandiți mari. Distribuiți și... Jos Stoianoglu. Eu am scriu jos Stoianoglu, jos banditule, jos talharul împreună cu Igor Popa, împreună cu Marcel Cimbir. Cum îl cheam pe aici la Rășcanov? Că l-am uitat acum. Și al de la Buicani, el singur a fugit. Mașnic, Eduardo a fugit el singur de acolo. Dar aici l-am strebut tăți dați. Oleg Afanasie, jos. Jos cu tăți subșefii lui, cu tăți. Ei am uși tăți avocați. Tăți, pe urmă, tăți avocați să fac. Să prefacă nevocați. Jos bandiților, jos talharilor. N-avem procuror general, degeaba am schimbat pasul și președintele și la oaltă. Noi avem nevoie de un procuror general să lucreze pentru popor și să închidă talharii criminali de la putere. Nu poporul să stăie la penitenciar, că el muncește, el aduce bani, că bandiții este că el nu plătesc impozite la stat. Dictori vă arăt și vă spun. Prisăcarul nu plătește nici un leu de una. De câte ori scriu plângeri la procuratură, moare. Și e de undeva ascuns dosarul pe Prisăcarul. Și e de undeva ascuns. Voi nu veți idei și de greu să lucrezi cu dânșii. De ce ei să-mi facă dosare penale înapoi? Maria Erhan, este că caita Vasilisa Mărcutaeva. Este o doamnă care scrie foarte mult. Așa e doamnă de la Comrat. Eu am lucrat la spital. Contabilă, și-o furat și-o fost dat afară. Să ce e rușine tu, Vasilisa Mărcutaeva, să-mi scrii tu de mine? Eu când am fost dat afară de nicăieri, cu dosare fabricate, și tu ai să iei mâine și vin și lupt ca mine. Tăți să vezi dosare penale. Ei că scăpe de tine, ei fac dosare penale. Dacă Mătăsarul a încercat și-o luptat, Bregă a luptat, de ce-s cu dosare penale? De ce Bregă, Ghenadii, a fugit din țară? Eu n-am fugit. Eu, și Platonul a fugit, și tăți fug, dar eu n-am fugit, eu am stat la penitenciar și am ieșit și lupt, și am să lupt în continuare. Și nu am frică de nici unul, nici de un hoț, nici de un bandit, nici de un talhar, n-am frică. Și vă spun trezirea moldoveni, noi trebuie să dăm procurorul general jos, că pe urmă trebuie și Vania Ceban să plece din urmă pe dosar penal. Jos procurorul general și la dubă, că ea mi-a încheiat contract cu toți talharii ăștia, cu toți criminalii, și Plahatniuc, și Platon, și Șor, deși Șor în continuare șede în Parlament, oameni buni, deși șede. Eu să mă duc la Parlament și am să le spun, deși stă în continuare Șor, el nu vine. 2 ani de zile îmblat fugari, acum în continuare fugari și el nimerește în Parlament. În ce țară trăim noi, oameni buni? Noi și chiar suntem așa de duși, de să ne puce, să ne ducă chiar pe tot locul? Noi nu ne putem trezi?
deși Șorșă din Parlament, deși Ulanov o nimerit înapoi în Parlament cu dosar penal și el stă înapoi cu imunitate. De ce nu-i scoate imunitatea? Ei n-au când scoate lui Ulanov imunitatea? Deși șede Dodon cu imunitate în Parlament, scoateți imunitățile. Voi așa ne-ați promis. Că scoateți la toți imunitatea și toți la dubă. Dar noi trebuie să schimbăm procurorul general. Jos Stoianoglu, jos cu Ruslan Popov, cu Igor Popa, cu Marcel Cimbir, cu Mașnicu plecat. Ștefan Șaptifraț, cu casa de 1.100.000 de euro. Unde-i Ștefan Șaptifraț cu casa de 1.100.000 de euro? Așa de la Tohaten, câte v-am arătat eu căsele cele? A lor, a talharilor ăștia. Tăță Suplahotniuc, tăți împreună cu Vasile Costiuc. Vasile Costiuc e omul lui Plahotniuc. Și tot ce arată el, ăștia sunt oamenii lui Dodon și al lui Plahotniuc. Ei acum vor să fugă toți la pas. Noi trebuie să fim atenți. Разбежору место в парламент? Нет, конечно. А почему эти молчат? Мы же их выбрали. Мы должны кричать, говорить. Слискота иммунитате. Лушортер слискота иммунитате. А Лудодон, латут слискота иммунитате. Но еще птем иммунитате скосы. Шпедепсыц. Да леди требунтай свупуи, к сентиды границы, или есть ну под фуджи. Да ну а шо акума фуджит Плахотнюк, Шор, Маислалт, Кавкалюк, Платон. Тец. Toți oameni buni, pentru că ești cum s-a bătut joc și eu n-am așteptat la domnica Manoli, că n-a spui 287 alineatul 1, s-o scoată în deopște articolul ăsta, s-a-l scoată. Să nu-ți alții, e obrăznicie, deosebit de grav. Maria Erhan, tu știi ca mine, ești tu în față, cu fața ta și-ți arată fața și luptă și spune dreptatea. Că nimeni nu mi-a putut pune absolut nimic dinainte să ne arăte că undeva am furat sau undeva am amăjit. Sau cineva am furat, sau cineva am bătut, sau cineva am deposedat de averi, sau am făcut ceva. Știți ca mine, ieșiți, arătați-vă fața și luptați, dar nu ședeți aici pe Facebook și înscrie în ei. Ia ca să închide Maria Olar, nu gura, niciodată în viață nu s-o închid. Păi și nu-mi scot tot ca picuța mea, tot ce-am suferit eu 3 ani de zile, că sunt banii voștri, banii poporului, nini indiferent. Eu lupt și îi pedepsiți procurorii să mă plătească și judecătorii, eu aș vrea. Dar dacă n-ați și echipă, să mă plătească statul, voi să mă plătiți pe mine. Voi, și care vă pare că eu grăiesc aiurea. Nu, eu am să vă arăt toate dosarele, cum am să lupt. Am să merg la Curtea Constituțională înapoi cu dosarul meu, cu avocatul, am să merg, n-are încotro. Eu am avocat de stat și așa-l plătit n-a să vreie. Minim o dată în gât Țăulean și Țăulean tot o sesizat, că el a avut tot 287 alineatul 1 și el a sesizat Curtea Constituțională. Că a spus avocatul Berliba, a spus Țăulean a sesizat, la Mătăsaru s-a întors înapoi de la CEDO, oameni buni, la Mătăsaru s-a întors înapoi de la CEDO să-i scoate toate articolele 287 alineatul 1, că el protesta omul, protesta. Dar eu am fost bătută de ment și în loc să-i facă lui ment 166, tortură, mi-a făcut 287. Și de atât eu am să strig în gura mare și am să lupt și toate familiile care eu le cunosc, al de Maria Erhan, al de Vasilisa și Marcutaeva, care de la Comrat, ai fugit pește hotare? Hoțoaico, ai lucrat contabil la spitalul de la Comrat și ai fugit? Minim că nimeni nu mă arată cu mâna. Minim că nimeni nu mă arată cu deștiu, că eu undeva am furat, că undeva ceva am făcut rău. Și am să lupt în continuare și am să vă spun lucrurile pe nume. Ia că eu arăt casele hoților, ia că așa aș petea Vasilisa Marcutaeva, cât mai sunat mine și mă pune ei să sun, eu să fac. De ți-am spus nu, aducind dovezi, tu nu-i scrii tu nimeni mesaje. Ne scrie nimeni mesaje și îmi spune că, să-i spun acolo la o doamnă care a lucrat la, nu mai țin minte mult, la spital. Să-i spun așa e, nu, tu ce-i spune tu? Ne aduci acte, eu să văd acte, dovezi și așa mai departe. Distribuiți jos procurorul general. N-am să avem, am să avem un procuror a poporului care să lucreze după lege. Dar nu așa fiecare om fabricat. Ai vrut să iei business-ul, iei fabricat. Ai vrut să iei asta, iei fabricat un dosar. Și să îmbli Vasile Costiu care s-a ucis l-a împușcat pe frațiu și el nu a șezut un om bolnav la cap să-mi spună niecă-s bolnavă. Eu i-am scris plângere, n-are încotro Vasile Costiu, care să răspundă înainte mie. Nu se uite el că el e cu cebotari, cu candu, cu toți banditaraie. Eu n-am frică de bandiți, oameni buni. Eu n-am frică, s-a terminat vremea bandiților. S-a terminat. Credeți-mă. Eu să răspundă tot și transierectură să răspundă. Eu știu,
Din 2008 lumea tot așa se judică. Lumea se judică, vedeți toți, 2006, 2005, 2004, din anii și de la Tuca Voronin s-a început tot, oameni buni. De la Tuca Voronin s-a început tot. Toți oamenii arată, 2003, 2005, 2008, 2009, 2012, anii ăștia. Tuca Voronin a crescut pe filat. Filat ne-a dus sistemul ăsta. Da, articolul 287 al Neatună, ăsta e din un nesovietic articol. Și 287 al Neatună, ăsta e când doi necunoscuți se duc și se bat în stradă. Iată, atunci este articolul 287 al Neatună. Sau se împușcă prin stradă, se împușcă, scoate, dar trebuie să fie oameni necunoscuți. Nu poate la oameni cunoscuți și articolul 287. Așa că care scriu mesaje, scriți în continuare, mie nu mă interesează. Mie mă interesează dreptate, șansă vă dau. La Pădurea Domnească nu era 287, la Pădurea Domnească acolo e omor. Acolo e omor și-a închis tot omorul pentru că era... Zupco atunci era. Casa asta e a lui Ion Prisăcaru. Casele este a lui fiorii lui Ion Prisăcaru. Omul ăsta nu a fost pișcotare nici o zi. Omul ăsta a făcut zarăbotcă la Chișinău. Vedeți? Toți aveți vecini. Și puteți să-i arătați. Toți arătați vecinii. Și încă o dată vă repet. Procuratura generală, procurorul general, ăsta e cea mai importantă funcție în stat. Mai importantă funcție în stat nu există. Nu există. El, toată bâta e în mâna lui. De atâta noi trebuie să scăpăm de procurorul general, să avem un procuror a poporului. Că văd că se închide bateria. Că nu ne-am luat. Jos procurorul general. Toți oamenii trebuie să înțeleagă corect. Tot poporul trebuie să înțeleagă. Cea mai importantă funcție în stat, procurorul general. Și toți leprele de procurori, șefi care sunt prin raioane. Toți trebuie dat jos acum. Toți, ca și comisarii, ca și tot. Tot trebuie dat jos. Dar nu te-a dus înapoi cel care a șos pe timpul Plăhătniuș de pus la loc. Noi nu vedem concursuri. Noi nu vedem concursuri. Noi nu vedem concursuri. Eu am așteptat concursul și când am prima zi când am plecat în Parlament și le-am strigat în gura mare. Noi vrem concursuri. Eu vreau să văd concursuri, să-și pună CV-ul tot tineretul. Când ziua de azi, tineretul e foarte deștept. Să-și pui CV-urile și să lucreze. Tineretul nu e important să lucreze, că ei știu a lucra. S-au dus, au făcut studii de prin România, au venit atâta tineretă important înapoi în țară și ei nu pot lucra. Moldova, țară de minune, așa e. Aici nu poți face nimic, eu vă spun. Dacă nu schimbăm procurorul general, că să-i pedepsi pe toți de la oaltă. Și pe și ești de la cadastru să-i pedepsească pe toți. Cât am strigat, Ghilăș, 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 vedeți, Ghilăș nu-i. Ghilăș nu-i. Lasă pui, domn Nicolae, lasă pui unul de la PAS, care așa o leacă mai altfel. Mai, dar nici aici o dat drumul la tot... Și tot, Igor Popa. Igor Popa să stăie la ciocană. Eu, Stoian Oglu de Chitori, am spus-o. Dă-l jos pe Ruslan Popov. El a spus că nu mai are procurori. El a spus că tăți proști. El așa ne-a spus. Tăți procurorii sunt proști. Păi ieși, fă întrânși o leacă de regulă. Puneți dosare electronice. Noi avem nevoie, bă, aici ori să facă, ori să digitalizeze, ori să facă dosare electronice și o să mergem înainte. Dosare electronic n-am să joace cu tine. Ai făcut, ai făcut, n-ai făcut, n-ai făcut. Dar nu cam uia, fac ei ce vor. Scoate foile, pune foile. Mergem la sisteme noi, la sisteme noi, unde să lucreze tineretul și poate să lucreze ușor. Înțelegeți? Ei trebuie să stai acolo înăuntru, dar nu că vine și fabrică dosare. Tu îl chenii să te aperi și îl vine și fabrică dosare. Și îl stă în continuare, i-o ridicat pe la Picicox. Pe toți i-o ridicat. Nu vedeți, care zici că pe Viorel Morari vor să-l aducă înapoi. Noi nu avem nevoie de 700 de procurori, spre mulți. Noi avem nevoie de procurori și ei pedepsiți pentru ce ei și fac. Dar asta este Consiliul Superior al Procurorilor. Dar Consiliul Superior al Procurorilor nu lucrează, nu funcționează.
cadastru trebuie să ducă procurorii să facă CNA-ul, să facă un val vârtej pe la cadastru, să vedeți acolo, trebuie să-i închidă pe toți de la cadastru, cum i-a închis pe și de la 18 odată i-a închis. Nu, Mărare înapoi nu se întoarce. Eu am înțeles că vor să-l pună, dar nu poate Mărare să-i ție. Mai sunt procurori de aici la alții. Dar trebuie să scăpăm de procuror general. Cum scăpăm de procurorul general ăsta? Și cu tătă luta. Ruslan Popov. Hai să-i dat drumul lui Platon. Înțelegeți? Comandă nu stoi în oglă, comandă Ruslan Popov. Ăsta e omul lui Paciu, ăsta e omul socialiștilor, ăsta e omul lui Ruslan Popov, e omul lui Dodon, e omul lui Paciu. Paciu, socialistul care nu mai merită mâie pe listă. Și stoi în oglă, îl ține ghine în dreapta lui. Nu înțelege, nu vreau să înțeleagă să zboare împreună cu toți. Eu sucot că jos, nu trebuie să-i susținem. Luni vă aștept pe toți la Ministerul Justiției care aveți probleme, să le arătăm problemele noastre. Veniți toți, nu ședeți acasă, veniți, că el de luni, Litvinenko, începe prin oamenii. Noi trebuie să arătăm problemele noastre și atunci să-i dat mai ușor procurorul general jos. Trebuie să arătăm problemele falsificate, fabricate, vă aștept toți la Ministerul Justiției. 31 august, Ministerul Justiției, veniți toți cu probleme, să le arătăm noi cât probleme are poporul.